Eu spuneam tot timpul că acolo e casa mea și nu pot să-ți spun un început. Pur și simplu, i-am spus tata, am fost fiica lui, am mai avut două surori. A fost așa de normal și de firesc totul, știi, adică... Dar pe tatăl natural l-ați mai recuperat? Da, da, l-am mai văzut, de câteva ori. De câteva ori? De câteva ori, da. Nu v-a fost greu? Ce să spun? Decizia de a vă căsători. Aveți să urmeze o nouă etapă în viața dumneavoastră, un nou hop din care aveați să învățați. Ce ați pierdut în cei 9 ani? 9 ani. Faptul că am copii e câștigat, în rest am pierdut 9 ani, sigur că n-am. Al doilea copil pe care l-ați avut cu soțul de atunci avea 9 luni. Ați hotărât să plecați cu un copil în brațe și cu celălalt de mână. Deci nu faci decât să supui copilul, să fie martor unor probleme ale tale și ale soțului tău, îl traumatizezi, foarte mulți copii rămân cu traume. Lecția din primul mariaj, care a fost? Ce ați învățat ca femeie să nu mai acceptați? Cu ce ați plecat spre al doilea mariaj? Să faci tot ce ți este posibil, să nu lași soțul să bea. Tot ce stă în putere. Credeți că alcoolul distruge? Da. Distruge. Îl consider că e un om bolnav, cu probleme, un om care nu-și mai poate controla, gestiona viața, un om pe care nu mai poți conta, un om în care să nu mai ai încredere. Deci, nu mai ești om. Știu că el a decedat între timp. Da, da. V-ați dorit să mergeți la el la mormântare? Nu, n-am mers niciodată, a fost fata. Și-a dorit să moară. Nu putea să facă ceva, să trăiască. Nu, n-a făcut nimic ca să trăiască. Viața e mai complicată și nu și-a gestionat-o bine, din păcate. Așa este. Când pierzi persoane dragi, știi? Și se pare că uneori universul se rupe așa, știi? Tot timpul trebuie să luăm de la capăt și să înțelegem situația și să spunem că așa a fost să fie. Nu știu, asta parcă e un colac de salvare, așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Liza Panait a avut o întreagă luptă să devină cunoscută. Nu i-a fost ușor. Viața întotdeauna a fost o provocare. Dar îi știți numele, îi știți privirea, îi știți acei ochi de neuitat. Astăzi am invitat-o în oglindă. Dacă o știți ca designer, poate nu o știți ca mamă, poate nu o știți ca soție, poate nu îi știți povestea, poate nu îi știți drumul de la Bucovina, via Roșiorii de Vede, București. Poate nu știți că în spatele oricărei perechi de ochi se ascunde un sacrificiu, o luptă. Nu e niciodată ușor să ajungi sus. Nu e niciodată ușor să te menții. Fiecare zi care urmează e o luptă. Cât de greu este sacrificiu? Cât de greu este să te menții? Acum o să ne poată spune doamna Liza Panait. A fost ușor? A fost greu? A fost și greu și ușor. Sigur că la început a fost foarte greu. Pentru că în 1990, în ianuarie, eu am obținut prima autorizație, funcționa un decret, decretul 54, și am luat prima autorizație de producție, cred că din București. Atunci lucrurile se făceau altfel, nu că acum te duceai, făceai o firmă, atunci eu am intrat pe mâinile unei comisii formate din specialiști ca să-mi dea atestatul. Și numai așa am putut să deschid un atelier de producție. Sigur că am făcut credit, am făcut o linie de credit care speram să o închid în câțiva ani, o am și ziua de azi. Deci eu am după 30 de ani, încă funcționează linia de credit, că nu s-a putut altfel. Au fost perioade foarte grele, perioade ușoare. Chiar acum când vorbeai despre mine, mă gândeam dacă a fost mai ușor sau mai greu. Cred că așa, undeva pe linia de plutire, pentru că am apucat perioade foarte grele. Aveam credit și plăteam dobânda mai mare decât rata. A fost o perioadă la un moment când chiar voiam să renunțăm. Seara renunțam, a doua zi o luam de la capăt. Cam așa funcționa un an de zile, în fiecare seară închideam, a doua zi deschideam, cum ar fi. De ce văd
ușoare lacrimi în ochii ăștia atât de frumoși. Nu, ați vorbit foarte frumos despre mine și așa este, tu ai dreptate că am făcut sacrificiu. Nu știu dacă pot să-l numesc sacrificiu. Am muncit foarte mult. Să știi că niciodată nu mi-am pus problema să devin celebră. Nu. Am făcut totdeauna ce mi-a plăcut și totul a venit de la sine. Adică până în 90 eu am lucrat, am colaborat cu Fondul Plastic, unde vindeam foarte bine și practic de acolo ne întrețineam. Și din 90 n-am făcut decât să fac ceea ce toată viața mi-am dorit, să am atelierul meu, să-l conduc eu, să am angajat, să nu depind de nimeni, să ce fac, să vând. Și așa am început. De asta, știi, eu de fapt mi-am urmat visul. Nu am urmărit nici să ajung celebră, nici nu m-am gândit vreodată la celebritate, nici nu aveam cum să mă gândesc, pentru că să nu uiți că m-am format într-un regim unde celebritatea nu exista acolo. Munceai ca să ai, să trăiești, nu să ajungi celebră. Totul a venit de la sine, pentru că așa a fost calea, așa m-am ocupat de fashion, am deschis magazine, o linie de producție, o linie de accesorii, de poșete, de bijuterii. Și asta, așa am ajuns aici de asta și n-am urmărit niciodată nimic. Nici nu aveam de fapt cum să urmăresc, pentru că la afacerea de producție este o afacere foarte grea, foarte complicată. Niciodată nu știi ce te așteaptă în partea cealaltă, să știi. Adică nu poți să spui, azi fac ceva și mâine sunt celebră. Este exclus. Mai ales în cazul meu, al nostru, de fapt, cresc cu toată familia, noi tot ce lucram trebuia să și vindem, pentru că așa funcționa business și așa rezista business-ul. Adică nu aveam în spate pe nimeni care să mă ajute, să ne finanțeze și nu conta dacă vindem sau nu. Nu, noi trebuia să fim foarte prudenți. Aici avem o oglindă. Da. Cum vi se spunea când erați mică în Bucovina? Cred că îmi spuneau păpușa. Păpușa. Aveam ochii verzi și de asta îmi spuneau păpușa. Păpușa, da. Era foarte mică. La ce visa? Care era visul ei? Când era... Of, Doamne, Doamne! Știi ce am visat totdeauna? Așa am avut privilegiu, norocul, nici nu știu cum să-l numesc și una și alta, să am o mătușă care... și o bunică. Bunica mea era foarte pricepută, broda, țesea, și aveam o mătușă care avea un fel de magazin, aduna, nu știu să-ți spun, spun că țin eu minte, aduna de prin sat de acolo materiale, țesături, le aduna, probabil că le vindea. Și m-am dus la ea, am stat vreo 3 zile și în toate 3 zile, toată camera în care eu stăteam era plină cu cârpe. Deci a fost amintirea, este amintirea pe care nu o să uit niciodată. A fost cea mai mare bucurie mea atunci, ca să mă joc cu țesăturile alea. După aia bunica, am învățat de la bunica să brodez cu cuiul și să țes. Ea țesea la război. Și mie nu-mi plăceau toate culorile ei și inversam culorile. Îi scoteam unele care nu-mi plăceau și băgam altele. Și probabil faptul că ea astăzi mă învăța să brodez și eu a doua zi brodam, faptul că învățam să... Deci probabil că undeva pasiunea la mine a învins, știi? Adică de când eram copil. Unde plasăm această copilărie? Unde mergem cu această oglindă? În Bucovina, cum se numește casa copilăriei? Unde ne ducem cu gândul? Păi, în ce comună? Borzești, un nume frumos, casa bunicilor. Țin minte, cum se spunea, atât cât pot să țin minte, 5 ani, nu știu, 6 ani, că stăteam ore în șir lângă bunica, eu semănam cu bunica, de fapt, și o ajutam și mi se părea că face cel mai frumos lucru din lume. Adică păpușile mai puțin, îmi plăcea foarte mult cum țese. Priveam suveica aia de la război ca pe o jucărie. Mă fascina. Nu știu ce să spun, a fost bucuria vieții mele să trăiesc acolo, știi? Și să am niște bunici atât de gospodari și de dăruiți. Știi că oamenii de la țară, tu ești tânăr, n-ai de unde să știi. Oamenii de la țară, când eram eu copil, erau altfel. Erau oameni cu... poate că și acum sunt la țară, să nu... Dar erau oameni cu sufletul curat, oameni primitori, oameni cinstiți, oameni care duminica se îmbrăcau în costum național și ieșeau pe stradă, mergeau la școală. Oameni care simțeau și trăiau viața altfel. De fapt,
dacă stau și mă gândesc, ei erau fericiți. Erau foarte fericiți. Ei se mulțumeau cu ce aveau și nu aveau foarte mult, însă dacă ți-aș face o comparație, aș spune că ei erau foarte relaxați. Cred că normalitatea, de fapt, acolo era, la ei, nu la cum muncim noi astăzi așa și la cum, nu eu, dar în general oamenii se gândesc la bani, se gândesc să câștige foarte mult. Ei se mulțumeau cu puțin și trăiau foarte bine, erau foarte fericiți. Nu ne-ați făcut cunoștință cu bunicii? Da. Cum îi chema? Toader și Ortanța. Erau părinții mamei și la tata pe bunic nu l-am cunoscut, numai pe mama o chema tot Ortanța. Din partea tatălui, bunica nu era foarte talentată, foarte pricepută la... Ea avea cu grădinăritul, cu florile, avea altceva. Din partea mamei am moștenit tot, le-am luat tot. Dar părinții în universul ăsta al dumneavoastră, fascinată de această figură emblematică a bunicii, care avea să vă urmărească toată viața pas cu pas, da, aceste culori, acest univers al culorilor, unde plasăm părinții? Ei unde sunt în universul copilului? Părinții mei, cineva m-a întrebat vis-a-vis de ei ce regretam și sau ce m-a supărat cel mai tare în viață și am spus că în momentul când n-am mai fost copil m-am simțit cu totul altfel. Tata a murit de COVID și mama în urma unei operații a luat o bacterie din spital acum un an și ceva. Ei sunt permanent. Deci eu nu pot să-i plasez undeva, că ei sunt lângă mine tot timpul. Nu-i pot plasa în timp. Ei sunt în inima și în sufletul meu tot timpul. Le datoresc foarte mult. Au făcut tot ce au putut pentru noi, atât cât au putut. Ei n-am făcut parte niciodată într-o familie bogată, dar m-au crescut și m-au educat așa cum trebuie și datorită lor sunt un om integru, un om de caracter, un om de cuvânt. Adică le datoresc totul. Simplitatea lor m-a ajutat foarte mult în viață. Drumurile v-au separat, părinții au trebuit să muncească și dumneavoastră erați la bunici. Aș vrea să înțeleg situația de atunci. Erau alte vremuri. Erau alte vremuri. Mama mea, într-adevăr, la un moment dat eram împreună cu fratele, nu s-au mai înțeles, s-au despărțit. Am stat cu mama. Drumurile s-au separat, am venit spre Roșioși, după aceea în București. Cu tatăl meu am avut o relație normală, pentru că eu nu mi-am permis niciodată să judec părinții, pentru fiecare a făcut ce a crezut de cuvință. Și am avut o relație foarte bună și foarte specială cu tatăl al doilea. Adică n-am simțit niciodată nicio diferență. Eram și foarte mică și atunci... Dintotdeauna am crezut și bine am făcut că e tatăl meu. Nu știu ce să spun mare lucru. Dar la câți ani ați pierdut fragilitatea asta a copilăriei? Când ați plecat din paradisul bunicii? O, Doamne, în clasa întâi. Vă aduceți aminte momentul ăla? Când... Da, știu că am plâns foarte mult. Mi se părea că mă ia... Eu spuneam tot timpul că acolo e casa mea și... Am făcut clasa întâi, am făcut-o acolo și am, deci imediat în vacanță m-au luat și mi se părea că s-a terminat lumea, adică faptul că plecam de lângă bunici mi se părea ceva nedrept și mi se părea că mi s-a terminat copilăria și că nu o să pot să merg mai departe. Mi-a exagerat. A fost foarte bine că am plecat, pentru că de fapt așa a fost să fie, nu, trebuie să plec de acolo, că trebuia să vin cu mama. Și am funcționat ca o familie toată viața. Dar ați pierdut din copilărie? Păi știi, la un moment dat toți pierdem din copilărie. Știi ce am pierdut? Relația foarte apropiată cu bunicii. Eram cu mama, nu mai eram cu bunica, nu mai aveam războiul, nu mai o vedeam pe ea brodând, lucrând. Asta am pierdut și...
Au fost ani în care n-a trecut zi de la Dumnezeu să nu mă gândesc la asta, la bunica și la cum broda și cum... I-ați mai văzut? Sigur că da, sigur că da. Am de zile. N-ai cum să nu-ți vezi familia. N-ai cum. Trebuie să-i vezi tot timpul. Bunicii cer într-un fel un fel de dependență, așa. Când ești copil, nu poți să stai fără să-i vezi, fără să-i ajuți, fără să-i asculți. Într-o lume de pe vremea lui Ceaușescu, ați fost așa o progresistă în gândire și vă întreb, mai ales că această emisiune este online și foarte mulți tineri se uită, explicați-mi cum ați reușit, spuneți într-un interviu la un moment dat, că v-ați atașat foarte mult de tatăl vitreg, respectând decizia mamei. Cum ați reușit să faceți lucrul ăsta? Păi, spuneam mai devreme că n-am mai avut discuții. Părinții judecă copiii, se despart, să nu-i treaba copiilor. Deci părinții nu trebuie judecați niciodată. Ei totdeauna iau cele mai bune măsuri, pentru că în ecuație sunt mai multe persoane, copiii și ei. Și trebuie să le fie și lor un pic bine, ca să ne fie și să fie și copiilor bine. Nu pot să-ți spun un început. Pur și simplu, i-am spus tata, am fost fiica lui, am mai avut două surori, adică mai am două surori. A fost așa de normal și de firesc totul, știi? Adică nimic. Mi s-a părut normal să fie așa și probabil că privind-o ca pe o normalitate, totul a condus la o viață foarte bună, foarte fericită. Am fost o familie fericită, familie de oameni buni, oameni simpli, dar foarte buni. Dar pe tatăl natural l-ați mai recuperat? Da, l-am mai văzut, de câteva ori. De câteva ori? De câteva ori, da. Dar pentru că stătea la Borzești, eu eram în București. Mai auzeam la telefon, nu l-am judecat niciodată și el a făcut ce a vrut și ce a fost bine pentru el, că asta este. Dar relația apropiată a fost cu tata de aici. Nu v-a fost greu să nu aveți cu tatăl natural genul de relație? Păi nu mi-a fost greu, să-ți spun de ce. Asta vreau să înțeleg. Probabil că ne stând foarte mulți ani împreună, probabil că de când am început să gândesc și să analizez lucrurile și să-mi dau seama ce poate să fie bine, ce poate să fie rău, s-a format mult mai târziu și probabil că cu tata am apucat perioada aia în care am început să separ lucrurile, să zic, dom'le, mi-e bine, nu mi-e bine, acum e bine, tata e acolo, are și el o familie, nu e bine la toți. N-am fost detectiv, să știi, n-am analizat nimic, pentru că am crezut că așa e normal. Câteodată, ca să gândești că așa e normal, te poate ajuta și te poate proteja foarte mult, știi? Și eu așa am gândit, așa a fost normal, așa a fost să fie. Primii ani din București, i-ați petrecut doar cu mama? Nu, din Roșiori eram cu tata. Tata era din Roșiori, tatăl celălalt, da, era din Roșiori. Ne-am dus în Roșiori, am stat acolo, nu mai știu, 3 ani, da. Și decizia de a vă muta în București? Păi decizia de a ne muta în București, tata lucra în București. Tata lucra în București și atunci ei au fost, mie îmi plăcea foarte mult la Roșiori. Eram foarte fericită acolo, să știi. Probabil faptul că iubesc mult natura, faptul că apreciez și respect foarte multe lucruri vis-a-vis de oameni, vis-a-vis de natură, vis-a-vis de meserii, vis-a-vis de funcții, absolut tot. Deci fac o apreciere și o prețuire specială. M-a ajutat foarte mult să-mi dau seama că mergem în București și acolo începe o nouă etapă. Cum ați găsit acest oraș mare pentru fata venită de la Borzești? Să știi că prima vizită când m-au adus în București a fost la o mătușă de-a mea care stătea în Cotroceni. Și eu credeam că tot Bucureștiul e ca în Cotroceni. Adică mi se părea ceva de vis. Stăteau la o vilă foarte frumoasă, ieșeam și ne plimbam prin Cotroceni și la un moment dat m-am adus pe calea Victoriei, calea Victoriei veche, știi? Era foarte frumos și să știi că totul am asimilat foarte repede. Mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut magazinele. Îți dai seama diferența să vii din Borzești, să te duci în Roșiori, un orășel micut de provincie,
unde eu eram fascinată de centru, îți dai seama, mă fascina centrul din Roșiorii de Vede. Și venind în București, unde totul era altfel, unde totul era măreț, unde totul era, ce să spun, mi se părea lux, eleganță, cum priveam eu atunci, multe magazine, vitrine. Și așa au trecut ani, m-am adaptat foarte repede. V-ați gândit vreodată atunci că o să ajungeți să expuneți ceva în vitrine? Nu, niciodată. Nici n-aveai cum să gândești. Eu eram fericită că făceam o broderie cu cuiu pe ceva. Adică, la vârsta aia, știi că unii auzi că când eram în clasa a treia, am visat să fiu aviator. Nu te cred, pare rău. N-ai cum. În clasa a treia n-ai cum să visezi să fii aviator, că-ți plac avioanele, da. Dar n-ai cum să... Nu, astea sunt lucruri care se fac în timp, când îți dai seama, când îți dai seama că poți să faci ceva din ceea ce îți dorești, să duci departe totul, nu așa. Deci e foarte frumos să visezi. Eu toată viața am visat să fac haine. Am început cu hainele de păpuși, am început cu hainele pentru mine și așa am ajuns. Dar într-adevăr am visat să fac la început pentru mine, pentru că mi se părea foarte complicat să fac haine pentru cineva. Adică mi se părea așa. Până la un moment dat, când am fost la o comisie foarte dură, la galeriile fondului plastic, m-am dus cu 5 produse și mi-era frică de ce o să se întâmple, dar mi le-au luat pe toate și așa am trăit o lungă perioadă din vânzările de la fondul plastic, o lungă perioadă de timp. Da, știi cum e? Când mă gândesc, așa, când îți povestesc, e foarte ușor. Dar n-a fost ușor, a fost un drum lung. Mi-aduc aminte că lucram la UCCOM, veneam acasă după 8 ore și lucram până la 3 dimineața să fac, că trebuia săptămânal să depunem, așa era contractul la fondul plastic. Și lucram până la 3 dimineața. Bine, eram tânără, probabil că acum dacă așteptam până la 3 dimineața o săptămână, aș fi stare să fac nimic. Atunci puteam. Adică e forța tinereții, știi? Și în fiecare în weekend, într-adevăr, mă odihneam. Dacă te gândești la un sacrificiu ăsta, aș putea să ți-l prinde așa ca pe un sacrificiu în ghilimele, știi? Și adică am plecat de la părinți și asta. Și mama, ți-am spus, părinții mei au fost niște oameni normali, cu venituri normale, adică n-am suferit de nimic, știi? Și da, nici nu mi-am dorit mai mult decât am fi avut posibilități vreodată. Și urma un bal, un fel de bal, cred că nu mai țin minte, au trecut 100 de ani de atunci. Și n-am avut curaj să-i cer lui mama rochie, să-mi iau o rochie nouă, plus că mi-aduc aminte, am mers cu ea într-un magazin să luăm un, spunea ea că n-am pardesiu, știi? Și am intrat într-un magazin, era o bară din asta foarte mare cu 100 de pardesie la fel. N-am vrut să-mi iau, m-a obligat să-mi iau. Mi l-a luat obligat, că n-aveam cu ce să mă îmbrac. Nu l-am îmbrăcat niciodată, pentru că erau foarte multe la fel. Și îmi strângeam bani și îmi cumpăram materiale și undeva la magazinul, am voie să spun, un magazin după Calea Victoriei, hai ca să, da, magazinul Victoriei atunci, care era foarte bine pus la punct și cu foarte multe, atunci se numeau raioane, nu, complexe, așa erau, cu de toate, și la etajul 2 erau două doamne, lucrau una dimineața, una după amiază, tu te duceai cu materialul tău, plătești și ele îți coreau ce dorești, foarte bune, specialiste adevărate, știi? Și eu mi-am cumpărat multe materiale, m-am dus, mi le-au croit ce am vrut eu și m-am dus acasă și pe hârtie am scos toate tiparele alea. Aveam 13 ani, am scos tipare. Și așa am început, să lucrez, știi? Aș vrea să rămânem la această vârstă, da, de 13 ani. Da. Și să proiectăm această vârstă de 13, da, ani în oglindă. Decizia de a vă căsători. Pentru că schimbăm imaginea. Da. V-ați rupt din universul de la Borzești, v-ați rupt din universul de la Roșior spre București. Da. Aveți să urmeze o nouă etapă în viața dumneavoastră, un nou hop din care aveați să învățați. Da, a fost un hop din care am învățat foarte mult. În schimb, am doi copii minunați de care sunt mândră.
19 ani. Așa a fost să fie, deci n-am foarte multe să-ți spun, pentru că nu... în afară de copii, nu consider ceva important în viața mea și de asta. Când spuneți că așa a fost să fie, la ce vă referiți? Da, adică n-a durat. N-am gestionat bine, nu ne-am înțeles pur și simplu. N-a gestionat împreună? O relație împreună se face. Cât a stat împreună în căsătorie? 9 ani. 9 ani sunt 9 foarte mulți. Sunt foarte mulți, sigur. Așa, dacă mă întreb, și n-aș vrea să fiu rea, dar... Și nu o să spun că pentru că îmi iubesc foarte mult copii, nu... pentru că i-am pe ei, nu-i consider 9 ani pierduți, pentru că există ei. Și atunci, faptul că i-am pe ei înseamnă că nu au fost chiar pierduți. Ați câștigat copiii, dar în cei nu... Sigur că da, fără discuție. Nici nu aveam cum să nu-i câștig. În cei 9 ani de căsătorie, acum privind înapoi, ca sfat pentru femeile de acum, ce ați pierdut în cei 9 ani de căsătorie? Faptul că am copii e câștigat, în rest am pierdut 9 ani, sigur că da. Pe partea cealaltă, deci de asta am spus, faptul că am 2 copii nu-i consideram pierduți, faptul că sunt ei și sunt și iubesc foarte mult. Dacă trec de ei sau dacă mă duc în spatele lor, sunt 9 ani pierduți, dar ce să-ți spun? Probabil că în viață toți avem la un moment dat ceva de pierdut, mai mult sau mai puțin. N-ai cum. Acum sunt căsătorită de 35 de ani, nu știu, și nu consider nimic. Este cel mai mare câștig al vieții mele. Nu pot să spun că am pierdut ceva, pentru că n-am pierdut. Am vrut să pierd. Deci n-am pierdut. Pur și simplu am vrut să se termine. Și atunci, faptul că am avut ceva de câștigat a fost extraordinar, că am câștigat ceva extraordinar. Dar nu consider că am pierdut ceva sau nu consider că am pierdut ceva de care să-mi pare rău. Uitându-mă pe biografia dumneavoastră, erau vremurile de atunci, vremurile lui Nicolae Ceaușescu. Al doilea copil pe care l-ați avut cu soțul de atunci avea 9 luni. Ați hotărât să plecați cu un copil în brațe și cu celălalt de mână. Vreau să întreb, ce v-a făcut atunci să plecați? Ce forță ați găsit dumneavoastră atunci? Păi nu, trebuia să plec, nu mai puteam să stau. Era foarte simplu. N-am mai vrut să stau, nu trebuia o forță anume. Știi ce se întâmplă? Când ceva nu funcționează și când ceva nu, cineva nu te înțelege, nu-ți trebuie o forță, trebuie să pleci. Adică nu e vorba de forță. Nu trebuie să am forță să plec undeva ca să-mi fie mai bine. Este exclus. Îmi trebuie forță ca să stau cu cineva când nu mi-e bine. Dar ca să plec, nu am nevoie de forță. De fapt, spuneți că 9 ani v-au trebuit forță să stați. Păi, sigur că da. Asta am spus. Deci nu. Dar ca să plec, nu mi-a trebuit o forță. Da. Ziua când ați plecat, vă aduceți aminte? Știu că ați plecat într-un apartament. Da, am luat un apartament cu chirie undeva în Colentina, parcă. Nu știu, cred că atunci m-am simțit foarte bine. Parcă era lipsă de griji, deși aveam 2 copii, dar m-am simțit foarte bine, m-am simțit într-un fel liberă, dacă pot să spun așa, știi? Adică nu mai aveam grijă cuiva. Știu că ați luat de la zero, nu aveți nimic? Nu, nu aveam nimic, normal. Am lăsat totul acolo. Am luat copii și am plecat, chiar nu aveam nevoie de nimic. Știi, când vrei să pleci și când vrei să te rupi de ceva și, cum ai spus tu, probabil că dacă vrei să vorbești de o forță, asta a fost forța. Am lăsat tot și am plecat. Cred că, de fapt, asta a fost forța. Că am lăsat tot și am plecat. Și am luat-o de la zero. Acum, când o iei de la zero, poți să o iei de la zero în vremurile pe care le trăim. Aș vrea să înțeleg pe atunci cât de greu era să o iei de la zero. Era greu, sigur că totuși făceam parte din oamenii care nu câștigau mult, dar câștigam, având și colaborarea cu Fondul Plastic și lucram și la creația UCECOM, venitul nu era mic. Adică am avut
din punctul ăsta de vedere, și noroc, știi? Și am putut să, încet, încet, să-mi schimb situația. Să, plus că nu m-am mutat așa. Și copiii au înțeles. Ne trebuia mare confort. Nu eram... Să avem unde dormi, să avem ce mânca. Adică nu... nu mi-am dorit un confort de ăsta peste noapte, așa, pentru că nu aia căutam. Căutați dacă vreau confort, stăteam acolo. Eu căutam liniște, căutam... Ți-am spus să nu mi-am grijă cuiva, că aveam doi copii. Era suficient să am grijă. Și atunci n-a fost o problemă, să știi. Am stat și fără mobilă, nu știu cât timp. Mai mâncam, mi-aduc aminte că era foarte cald afară și trebuia să așteptam un frigider, nu știu cât, de ce a durat așa mult să îl iau și mâncam pepene cu pâine, adică vremuri buni și nu am murit de foame. Aveam, mâncam pepene cu pâine, era foarte bun. Pepene erau bune atunci. Deci ce să spun? N-am... Nu, deci crede-mă, nu pot să spun că a fost ceva greu. Nu. De asta nici nu mai... Adică țin minte că mi-era bine. Asta era cel mai important. Mi-era bine. Apropo de ce spuneam de relația dintre părinți, când copiii judecă părinții, nu trebuie să-i judeci, pentru că și lor trebuie să le fie bine. Credeți că justificarea asta că stai pentru binele copiilor stă în picioare? Nu, niciodată. Niciodată. Absolut. Este... Deci nu faci decât să supui copilul, să fie martor unor probleme ale tale și ale soțului tău, îl traumatizezi, foarte mulți copii rămân cu traume. Deci, indiferent cum ar simți ei acum, că îl vede pe tata, că nu-l vede, că o vede pe mama, că nu-l vede, că o vede cu program, copiii cresc, analizează și în final își dau seama că așa a fost să fie și iau lucrurile așa cum sunt. Să ții copilul într-o, să ții copiii într-o relație care nu funcționează, este ceva care în timp se va întoarce împotriva lor. Părerea mea. Și spuneți asta, deși ați realizat după 9 ani, dar așa a fost mai bine. Deci înseamnă că am experiență și spun din experiență. Ați ales ca cei doi copii ai dumneavoastră să păstreze relația cu tatăl? Sigur că n-am intervenit niciodată. Nu sunt de acord cu cei care se despart și intervin și încep să spună despre ăla. Nu. Deci au făcut absolut ce au vrut, s-au dus când au vrut. Deci nu. Este problemă total separată. Deci ce, relația dintre noi nu trebuie să afecteze relația copiilor cu tatăl lor. N-are nicio legătură, nu sunt de acord cu asta. Copiii trebuie să facă ce vor vis-a-vis de tatăl lor, cât vor, cum vor, nu știu. Că ei se vor convinge, să știi că ăsta este și un mod de a-și cunoaște în timp ce înseamnă, de ce nu s-au înțeles, ce înseamnă tata, ce înseamnă mama. Din relația asta care funcționează așa, își dau seama la un moment dat, și au fost foarte multe cazuri, am citit chiar și un studiu, când copiii și-au dat seama, ce bine că s-au despărțit. Deci ei și-au dat seama. Deci am citit un studiu. Asta înseamnă că, dar să intervin, să spun ceva de rău, niciodată. N-am amestecat copiii în problema noastră. De noastră fiind un copil care a trecut prin divorț. Da, da, da. Se spune că un copil care a trecut printr-un divorț al părinților și-ar dori ca el să nu divorțeze niciodată. Nu m-am gândit niciodată, nu. Eram prea mică, nu analizam. Mama mi-a spus că pleacă, nu s-a mai înțeles cu tata. Eram, probabil că nici n-am iubind-o foarte mult pe bunica, cred că nici n-am realizat atunci, la vârsta aia, că nici n-am suferit. E, nu știu, să o iau cum... N-am suferit deloc, am luat-o ca așa, ca pe... Știi, la mine a funcționat totdeauna, așa cum îmi dau seama când vorbesc cu tine, sistemul ăsta să mă... într-un fel să mă protejez, știi? Deci dacă mama a spus așa, că nu e bine, dacă tata la fel mi-a spus că o să plece și că o să ne vedem mai rar, înseamnă că așa a trebuit să fie și așa a fost. Deci n-am. Nici n-am avut timp, nici n-am dat importanță. Am luat-o așa, ca pe ceva normal, ceva care a fost să se întâmple. Eram cu bunicii, nu simțeam foarte mult lipsa lor, știi? Bunicii de multe ori sunt mai drăguți ca părinți, știi, cu copiii. Lecția din primul mariaj, care a fost? Ce ați învățat ca femeie să nu mai acceptați? Cu ce ați plecat spre al doilea mariaj? Lecția ca femeie? Să faci tot ce ți este posibil, să nu lași soțul să bea mai mult decât trebuie. Tot ce stă în putere.
credeți că alcoolul distruge? Da. Distruge. Alcoolul nu repară niciodată, alcoolul distruge. Sunt alte chestii care repară. Mai avem defect, avem... Se pot repara alcoolul niciodată. Și alcoolul... Sau foarte rar. Foarte transformă rar. O persoană în ce? În ce n-ar trebui să fie. Îl consider că e un om bolnav, cu probleme, un om care nici mai poate controla, gestiona viața, un om pe care nu mai poți conta, un om în care să nu mai ai încredere. Deci, nu mai ești om. Alcoolul duce și la violență uneori? La mine n-a fost valabil, dar din ce am auzit, duce. La mine nu s-a ajuns la violență. Relații, n-am văzut nici în familie, relații de-astea de violență. N-aș putea să spun, sunt împotriva lor. Dar la noastră alcoolul la ce discuții ducea? Păi, știți cum e? Câteodată îți dorești să ai lângă tine un om, mai fie și treaz. Adică nu vii acasă, dormi, nu grija copiilor, nu ziua de salariu mai uitai să vii cu banii. Adică probleme legate de viață, probleme importante. I-ați simțit și pe copii în pericol din cauza consumului de alcool? Sigur că da. Păi, chiar și cea mare, fata cea mare îmi spunea, haide totuși să facem ceva, că nu avem cum să-l mai îndreptăm. Și atunci am făcut ce trebuie. Oricum făceam și dacă nu spunea ea. Da, asta pentru că m-ai întrebat de copii. Copiii realizează. Copiii n-au cum să... Deci, dacă tu ești rău, n-au cum să se vadă copilul că tu ești bun. Dacă tu bei și vii acasă și ești beat și te ia somnul pe fotoliu, nu întreb ce face, ce-i de făcut. Copilul ăla cum să vadă că e ceva bun? Ceva nu funcționează acolo. Deci, n-ai cum. Copiii văd de... că spun, că nu spun, că le e teamă, că nu sunt de acord, că... Dar n-au cum să nu realizeze. Și realizează ca pe un pericol, să știi. Realizează ca pe ceva bun. Știu că el a decedat între timp. Da, da, decedat. V-ați dorit să mergeți la el la mormântare? Nu, n-am mers niciodată, a fost fata. N-am mers, mi-a părut rău numai că a murit. Mi-a părut foarte rău, dar n-am mers la mormântare, s-a dus, copiii s-au dus. Și a dorit să moară, nu... Putea să facă ceva, să trăiască. Nu, n-a făcut nimic ca să trăiască. N-ai ce să faci. Sunt oameni care realizează numai să te culci seara, să te trezești dimineața și să o iei de la capăt cu ce știi să faci. Viața e mai complicată și nu și-a gestionat-o bine, din păcate. Adică nici ce-a urmat după nu și-a gestionat-o bine. Băutura probabil că e ca un drog. De orice te poți lăsa. S-a demonstrat că de băutură nu prea poți să te lași decât cu foarte, cazuri foarte rare din ce am citit și cazuri chiar izolate. Nu? Sau faci compromisul să rămâi într-o relație, să funcționeze așa. Nu știu să-ți spun, chiar nu știu să-ți spun aici. Nu știu că nu sunt de acord cu asta. Ați rămas o mamă singură. Spuneați la un moment dat într-un interviu că nu credeți că pe strada dumneavoastră fericirea o să mai apară? Da, pentru că era greu, atunci era foarte greu să rămâi cu doi copii, știi? Și avantajul meu, ți-am spus mai devreme, era că eu câștigam bine, dar știi, când treci așa după o căsnicie, te gândești că nu o să urmeze curând ceva care să te ajute, știi, să depășești. Am avut norocul să întâlnesc persoana care a trebuit. Să știi că nu, în vremurile alea, iar îți spun că ești tânăr și nu știi, în vremurile alea nu prea puteai să-ți proiectezi prea mult. Viitorul. Nu, n-aveai cum să ți-l proiectezi. Sistemul ne-a educat așa încât, așa eram noi, din păcate am fost victimele sistemului. Puteam să mă gândesc, Doamne, peste un an sau peste doi, o să-mi fac eu planul și o să fac și o să... Exclus. Nu. Deci trebuia să gândim din aproape în aproape. Că așa era. A fost o viață complicată în regimul comunist. Adică viață dură, dacă vrei, știi? Și atunci nu mă gândeam. Mergeam la servici, veneam acasă cu copiii. Viața era la nivelul așa cum era, era frumoasă. Dar o viață în buclă. Da. Și în ce zi bucla s-a oprit și a apărut actualul soț? Ne-am dus la o petrecere cu o prietenă și nu mai știu după cât timp.
Și era acolo, era divorțat. Și de atunci am rămas împreună. De atâția zeci și zeci de ani. N-ați avut probleme de încredere venind într-o căsătorie problematică? Am fi avut atunci, de seama, amândoi, că amândoi eram în urma unei, el după căsătorie, eu după căsătorie, dar știi cum e, nu? Ce, am făcut cunoștință și ne-am căsătorit, exclus. Nu am avut timp să ne cunoaștem. Și totul, nu mai eram atât de tineri încât să ne amăgim. Știi cum e și cu asta? Avem de la sine și asta. Că lucrurile bune vin de la sine, să știi. Când se întâmplă ceva bun, vine de la sine. Deci nu ne-a fost. Adică nu m-am gândit că ce poate să fie, ce... Nu, că nu aveam de ce. Era o relație, s-a sudat foarte bine, pe termen lung. Multă iubire, multă prețuire, mult respect, devotament. Am adunat tot ce a fost bun. Am dat împreună tot ce a fost bun unul altuia. Nu mi-a fost nicio secundă, nici... Adică, și să știi că... Eu, poate că tu ai dreptate cu întrebarea asta, că vii dintr-o căsnicie, nu ți-e frică. Păi să-ți fie frică de ce? Nu trebuie să încerci ceva până la urmă. Să-ți fie frică de ce? Ce? Ai lăsat trecutul în urmă. Vrei să mergi, vrei să fii cu cineva sau nu vrei. Nu vrei să fii, nu ești. Nu te obligă nimeni să ai o relație. Deci, de ce să-ți fie teamă? Numai dacă ai curaj să faci. Dacă nu, nu. Stai singură. Dincolo de iubire, am observat că după 90 ați început să fiți cunoscută, dar v-ați clădit un adevărat univers în care familia a jucat un rol important. Soțul este un pilon, da. Sora este alt pilon, v-a strâns toată familia și împreună conduceți acest business. Da, știi cum e, deși pare un business de familie, e un business foarte serios. Așa l-am tratat de la început și de asta suntem de 30 și, cred că 32 de ani, 33 de ani facem anul ăsta. Pentru că am fost noi foarte serioși și ne-am luat fiecare treabă în serios. Deci am copiii sunt angajați la noi la firmă, cu carte de muncă, fiecare cu fișa postului bine gândită, bine determinată. Toți avem conștiință. Toți facem să funcționeze afacerea și ne dăm interesul pentru, ne străduim pentru că dacă nu suntem serioși și nu facem ce trebuie, nu câștigăm nimic și nu avem din ce trăi. Deci ăsta este adevărul, toți trăim din business-ul ăsta. Ți-am spus mai devreme că fără familie eu nu știu să trăiesc, n-am cum. Nu știu să spun. Cum e să n-ai familie, pentru că nu, la mine totul s-a consolidat în jurul și datorită familiei. Deci nu știu ce înseamnă să faci ceva fără Dar familie. Dar când puneți capul pe pernă seara, da. Având în vedere că toată familia s-a țesut în jurul dumneavoastră, nu există soiul ăsta de presiune? Ba da, există. Că dacă nu funcționează... Ba da, există. Există și mi-e și teamă că i-am pe toți pe lângă mine, dar sper să am puterea și asta să... să ne meargă bine, ei să învețe în timp tot ce înseamnă să continui business-ul ăsta din care pot trăi. Există o presiune, așa este. Da? Când îi adun pe toți pe lângă tine, există o presiune. Eu doar sunt curios faptul că munciți de la 20 de ani în continuu, fără oprire. Știu că nu vă luați nici concedii. Mai luăm acum, în ultimii ani am mai luat, că am îmbătrânit. Ați muncit pentru dumneavoastră sau pentru ceilalți? Pentru cine munciți, de fapt? Pentru mine, pentru familie, pentru noi. Ce să... Nu. Totuși, dar ne-am bucurat de o viață decentă datorită la ceea ce facem, datorită muncii, ce să spun. Nu știu cum am fi trăit altfel. Dacă eram... Probabil că ne-am permis un pic mai mult decât... Nu știu, clasa de mijloc, să spun. Nu știu cu ce să compară, chiar nu știu, dar... Muncim pentru noi, ce să zic. Muncesc și pentru mine. Muncesc și pentru mine, eu știu. Muncesc pentru mine. Știi cum pot să spun că muncesc pentru mine? Că fac ceea ce îmi place. Aia e pentru mine. Faptul că fac ce îmi place e pentru mine. Restul e pentru toți. Din universul ăsta cu foarte mulți oameni,
faptul că din tablou de familie a trebuit să plece atât mama, cât și tata. Și fratele meu. Și fratele. Mai întâi a plecat fratele. Da, fratele meu a plecat. A fost cel mai greu pentru noastră. Da, a fost foarte greu. Nu vrea să cred că se întâmplă așa ceva, că unul la 49 de ani poate să plece. Dar de ce a plecat la 49? Nu știu să spun de ce. O să spun ce ni s-a spus. A făcut o leucemie, a lucrat foarte mulți ani în Irak. Și de acolo asta ar fi venit cu o problemă. Nu știu să spun. Cert e că a făcut un cancer și la 49 de ani s-a dus. Amintirea cea mai puternică pe care o aveți cu el? Când am mers în clasa întâi, nu vrea să ducă la școală fără mine. Și trebuia să-mi pună un scaun alături de bancă să stau cu el. Nu mă întreba de ce, că nu știu să-ți spun. Așa s-a întâmplat. Mergeam în fiecare dimineață, vin în clasa întâi, eu aveam, cât aveam, 4 ani, 5 ani, nu știu cât aveam, și mergeam cu el în fiecare dimineață și stăteam pe un scaunel lângă banca lui. Pentru că el nu vrea să meargă la școală fără mine. Ați rămas la fel de apropiați toată viața? Am fost foarte apropiați toată viața, iar când s-a îmbolnăvit am fost și mai apropiați. Am ajutat cu tot ce am putut. Absolut cu tot ce am putut. Am făcut tot ce se putea la vremea respectivă. Dar din păcate nu l-am mai ajutat nimic. Da. Ce să spun? Așa este. Când pierzi persoane dragi, știi? Și se pare că universul se rupe așa, știi? Dar, din păcate, tot timpul trebuie să luăm de la capăt și să înțelegem situația și să spunem că așa a fost să fie. Nu știu, asta parcă e un colac de salvare, așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Cum eu am suportat mai ușor decât a suportat mama. Pentru mama a fost un șoc. Pentru orice părinte care își pierde un copil e un șoc. Deci rămâi... Mama a fost foarte afectată? Foarte afectată. De atunci a rămas cu o depresie și nu s-a mai vindecat niciodată. Da. Ce să spun? La un moment dat și bucurile și necazurile fac parte din viață și trebuie să le accepti că sunt date. Așa am înțeles că toate astea sunt date. Și atunci, dacă sunt date, trebuie să le primești. Nu știu cum rezolvi cu ele, dar trebuie să le primești. Că e decizia lui Dumnezeu, că asta este. Dumnezeu probabil că ne dă și ne ia. Așa... E o formă de a ajuta oamenii, e un fel de a ajuta oamenii. Probabil că a avut nevoie de el acolo sus, probabil că a avut nevoie de un om bun, probabil că, ce să zic, a vrut să ne arate că viața poate să fie uneori scurtă, dar să ținem mai mult la ce urmează, nu știu să spun. Nu știu dacă poți, ce poți să înveți când pierzi pe cineva. Nu prea e multă de învățat și pentru că totdeauna... Nu te întreb ce aș putea eu să învăț din asta, o să mă ocup de sănătate, nu, exclus. În general încerci să judeci de ce pe el, de ce l-a luat, de ce i s-a întâmplat, de ce lui. Cam așa stau lucrurile, știi? Nu te gândești, ia să văd de ce am de făcut ca să nu mi se întâmple așa, nu. Cel puțin eu nu gândesc așa. Singura lecție e că ne arată Dumnezeu că suntem vulnerabili. Exact, exact, că suntem mici. Că suntem mici. Totdeauna mă gândesc la Dumnezeu așa și... Și mă rog în fiecare zi să aibă grijă de el ca să aibă grijă de noi, că suntem foarte mulți. Suntem foarte mulți cu probleme, știi? Și de asta nu l-am întrebat niciodată pe Dumnezeu de ce l-a luat, pentru că el știe ce are de făcut și știe pe cine să ia și știe ce să facă. Totdeauna am spus și mi-a fost mai ușor să cred că Dumnezeu a avut nevoie de el. Dar ce îi spuneți lui Dumnezeu? Ce să-i spun? Îi spun să mă ierte. Poate greșesc, că greșim fără să ne dăm seama, nu știu. Îi spun că mă gândesc în fiecare zi la el și mă rog să, dacă greșesc cu ceva, să mă ierte. Îi mulțumesc pentru tot ce am.
Îi mulțumesc pentru orice zi pe care o trăiesc alături de familie și spun că îi datoresc totul. Părinții s-au stins de COVID sau doar tata? Numai tata. Mama a avut o operație foarte reușită, și-a luat o bacterie din spital și a murit de la o bacterie. După ce operația a fost reușită. Tatăl s-a stins în spital sau acasă? Spital. Și ați putut să vă luați la revedere de la el? Nu. N-am avut cum. Că l-am luat, nu ne-a dat voie decât să-l punem într-un sac cu hainele alături, nu ne-a dat voie nici să oprim la biserică. I-au pus capacul și ne-am văzut la cimitir. N-am avut voie nimic să facem. Că tata în spital, n-am avut voie o secundă la el. S-a întâmplat la început atunci, după aia lucrurile s-au mai schimbat. Am apucat o lege urâtă, nedreaptă. Adică o lege care n-ar trebui să fie făcută și respectată de nimeni. Adică nu e normal să nu mă lași, să mă opresc în fața bisericii cu un coștiug acoperit și el într-o mașină. Este nedrept, adică nu poți să faci așa ceva unui creștin. N-ai niciun motiv să faci. Deci a trebuit din spital, firma de funebre ne-a spus, doamnă, n-avem voie decât direcția la cimitir. Spune și tu cum ți se pare chestia asta și dacă găsești o scuză pentru așa ceva vreodată la cineva, să poți să faci un om așa ceva. Dar așa s-a întâmplat. Ați rămas capul familiei. Am și eu și soțul meu suntem, pentru că nu pot să spun că nu mai... Ne avem treburile foarte bine împărțite și ne completăm foarte bine, știi? Nu pot să spun că totul depinde de mine, nu. Gândește-te că dacă n-ar fi el, foarte multe n-ar funcționa, adică într-adevăr partea de creație o stăpânesc foarte bine, dar sunt foarte multe altele pe lângă partea de creație. Cum vedeți viitorul? Cum îl văd? O să spun cum aș vrea să-l văd. Deci totdeauna ne gândim și eu și soțul meu ne gândim la următorul nostru eveniment. Și vreau să fim sănătoși, să-l facem pe următorul. Și dacă mă întreb ce mi-aș dori mai mult în viitor, știi ce mi-aș dori? Să plec mai mult în vacanță. Să mă odihnesc un pic mai mult. Când pleci în vacanță, știi cum e, te gândești mai mult la tine. Și asta aș vrea să facem, să ne gândim un pic mai mult la noi, pentru că la vârsta asta trebuie să începi să te gândești și la tine. Și să iei vacanțe un pic mai mari decât până acum. Nu mai spun de ani în care nu aveam deloc vacanțe, aia vreau să-i uit, știi? Dar să fie vacanța un pic mai mare. Vă mulțumesc mult! Cu mare drag! Eu vă mulțumesc! M-ați plimbat! O plimbare! Asta este viața omului. Prin toate cotloanele. Viața omului este o destinație. Aveți grijă cum ajungeți acolo. Întotdeauna trebuie să o facem cu zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc mult că ați stat și azi în oglindă.